Bună seara, stimați telespectatorii televiziunii române! Suntem în ziua în care prăznuim acoperământul Maicii Domnului, un praznic tare drag Bizanțului de odinioară, dar care a trecut prin ortodoxie până în zilele noastre, arătând a câta oară că există ceva din spiritul Bizanțului de după Bizanț, care n-a pierit niciodată prin lucrarea bisericii, cu obligativitatea ca nimeni să nu confunde bizantinul cu fanariotul și bizantinismul cu fanariotismul, pentru că cel din urmă dăunează grav sănătății sufletești a bisericii și a neamului deopotrivă. Praznic în care Maica Domnului se vedește nu doar apărătoare, ci și acoperitoare, protectoare a celor care îi cer ajutorul, rezistând cu brațele întinse și cu acoperământul său într-o protecție a celor care vin în întâmpinarea ei, ne duce însă cu gândul la momentul acesta pe care l-am pomenit ieri și pe care astăzi îl reamintim al uciderii lui Ștefan. De ce prezența acolo este și Saul, un tânăr din Tarsul Cilicii, despre care vom vorbi foarte mult în emisiunea ce urmează, nu pentru că el este, după cum spun câte unii, fondatorul creștinismului, ci pentru că Saul avea să se impună ca Sfântul Apostol Pavel în toată istoria bisericii, având locul său și fără de el neștiind foarte bine ce s-ar fi ales de propovăduire. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor începe cu această notare: și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Iar bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Și Saul pustia biserica, intrând prin casă și tărând pe bărbați și pe femei, îi predea la temniță, iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara binevestind cuvântul. Sunt patru versete care arată o schimbare de atitudine. Vă aduceți aminte, fără îndoială, că atunci când Domnul Hristos a fost răstignit, ucenicii s-au retras de frica iudeilor, dar într-o oarecare frică generală pentru viețile lor. De data aceasta se simte că ceva s-a schimbat în ei, că Duhul lui Dumnezeu a schimbat atitudinea dinaintea morții, unia ce îi reprezintă, pentru că și Ștefan îi reprezintă asta în fața Sinhedrului, pe ei, pe cei care, prin minune și cuvânt, prin har și prin binecuvântare, vesteau Evanghelia lui Hristos în Ierusalim. Ideea că iarăși apare Saul este binevenită, pentru că ne arată de unde te poți întoarce atunci când e vorba de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, de unde poți să vii spre casă când uiți care este casa. Tânăr și neliniștit, aș îndrăzni să spun, membru al miliției templului, cea care avea să caute pe mai departe și o să ajunge la momentul acesta trupul lui Hristos cel înviat, Saul este, într-un fel sau altul, exponentul tânărului care crede cu fanatism în ceea ce aude. Va primi har, să audă cu inima. Mâine este o nouă zi.